Hai să spargem pe engine-ii. Papa, uite pe asta. Ce-a făcut mă aia? A crezut că e singur ăla și l-a văzut la OHP și a sărit în reflex probabil pe el. Bine, bune, bună. Pentru jocuri și programe ieftine, vizitați g2a.com. Link în descriere. Salutare tuturor, Snimur, și bine ați revenit la un nou episod din Heroes of the Storm, The Blizzard MOBA Game. În speranța că o să am un match ceva mai bun decât în episodul anterior, unde a fost cancer pur pe Blackheart Bay. Acum ne aflăm pe harta Tomb of the Spider Queen, unde trebuie să adunăm gemuri de la păinjenie din range și avem un setup slab, din părerea mea. Tracer, Dahaka, Sylvana, Tassadar. E nasol. În condiția în care deja a murit Dahaka. Na. Swift and silent. Și au la echipa adversă au Chromie. Au un tank foarte bun, au Chromie. Și au eroul ăsta nou, Valira, care rupe. Deci am avut tot pe livestream-ul meu. Am avut un match în care exact asta, de aici, de aici, de nemviz. Mă focusa numai pe mine și două gălăgie de damage. Mi-a dat și Chromie o bucată zdravănă. Și a fost foarte enervant. Acum eu sper că... Mamă. Ok. Dăm cu heal. Sylvana stă cu mințel pe lane acolo, nu interesează nimica. Și or să vin acum băieții pe ea, probabil. Exact ce am zis. Dar cu EU ar trebui să nu scape, pentru că n-avea ce să facă. Mama. I found my prey. The path leads this way. Am 9 fise din, da, și au deja au predat 33 din 50. O să fie nasol. Mamă, frate, deci uitați-vă și voi Chromie. Îmi dă două speluri are, da? Deci are aia de dau într-un loc și valul ăla de-l dă în față. Da, da, pe amândouă m-a lăsat într-un ser HP. Just like that. Mi se pare o tâmpenie. Da, e caster, mă rog. Și are și Bartai range-ul, ai faza. Că stă în spate și aruncă tâmpeniile alea în tine non-stop. Și eu sincer nu știu ce facem aici, în afară că... Hai, uite, mă duc să predau aici chestiile astea. Sper să nu vină vreunul pe mine. Gata, să scap de ele, să nu-mi pară rău dacă mor de alta. Și ăștia își iau gang unul după altul. Hai măcar să stăm toți. Hai mă, hai. Dă-i. Să iau două pe ăsta. Bravo mă, Tracere. Ai făcut un kill, e ceva. Nu trebuie să-i facem, dacă stăm împreună, nu... Nu o să avem dificultăți prea mari. Că damage avem, slavă Domnului. Bine, au și ei ce-i drept, dar... Dacă o jucăm un pic mai cu cap.
Ia uite Chromiu. Cea, tot pe mine dai, mă, ofițer, fața aia de râs. Hai, ne băgăm la fântână. Ei, Chromie, s-a topit. Double kill, hai și pe ăla, hai și pe ăla, ce mai e pe acolo? I-au eliberat ăia. Nu! Na, n-am avut ce să fac. Bine, ar fi putut Silvana să se bage mai cu curaj în ei. Și acum, cred că moare 3, să nu moare. Așa. Bravo. Și pe ăla? Mai luat și pe ăla? Nu, nu puteți. Hai, omorâți ăia. Păi, engine-ii de nepușează lane-urile. Eu o să mă duc sus după ce mă respawnez. I now collect. Cum vorbește ăla. Ăla era un personaj tare simpatic din campania de la StarCraft. Mi se pare că din... Nu, din Wings of Liberty, din al doilea expansion ăla cu Zerg. Parcă să zic că de acolo era. Nu vreau să iau valul. N-am luat valul, bun. Da. Interesant. Îl văd pe la invizul acolo. L-a văzut și ăla, măi, ești nebun. Bravo. Asta e faza, trebuie să fii foarte atent la eroi invizibil, că vezi așa o siluetă transparentă. Dacă ești foarte atent. Și dacă îl scoți din invis și la Nova, la fel. De obicei, îi sparge combo, nu mai poate să dea la fel de mult damage. Exact ce am zis. Și avem ultimata. Și ultimata și de ăștia depușează. Poate sparge și noi mid ăsta. Sau poate nu. Hai cu mana, dăm mana. Îmi place că HP-ul se reîncarcă instant, dar trebuie să mai stai în bază pentru mana. Hai să vedem dacă poți să-i ajut pe ăștia cu ceva. Da, nu mai avansează. După el. Exact, o văd sempa aia în invis. Și-a dat vanish, care e un invis forțat, gen nu ai cum să-l scoți, n-ai cum să-l vezi. Exact ca rogul din World of Warcraft. Au aceleași skill-uri. Și dă și un, poate să dă și un stun nasol când te lovește prima oară din invis. Încă n-am jucat cu Valira asta, nu știu ce poate exact. Da, din câte am observat, destul de puternic așa. Aoleo. Am forțat un pic, dar aveam scutul lui Tassadar, am zis că îmi permit. Am văzut că am scutul pe mine și m-am băgat cu ultimata la maxim, adică range-ul limitat la care dădea ultimata. Am pus acolo să le mai dau și damage. Și uite că a meritat. Au murit doi și eu am supraviețuit. Bun, avem avantaj de jumătate level. Trebuie să rola joacă surprinsă de bine. Și de hack era și bine că l-avem în echipă. Oh. Nu avem destule gemuri, din păcate. Mai trebuie încă două. Aba nu! Cine avea 6? Eu aveam 6 cumva? Cred că da. Și și-a pierdut asta 25 de gemuri aici. Ceea ce e excelent.
De-aia nu-i bine să stachez chestiile. Nu e bine. Nu e bine, nu e bine. Ne cam jucăm cu focul aici. Mamă, la fix m-am ferit. Exact ce am zis, ne jucăm cu focul. Dar măcar mai avem un păianj în jos care pușează. Ah, și sus mai era unul. Dar ăla nu mai apucă să facă nimic, cred. Să mai dau un pic de damage măcar pe clădire. Sau chiar să o distrugă. Bine, mor XP foras. Primul la hero damage, așa și cum ar trebui să fie. E, și acum trebuie să mă adunăm iar multe gemuri. Bă, ăștia s-or fi dus pe boss? Nu cred, nu, sunt toți aici. Ăla invis pe aici, nu-l văd. Wow! Nu, 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 nu! Mamă, cât stun poate să dea, incredibil! Ce incredibil ăla! Regroup. Duceți-vă mă la Hilae, e pierdut midul acum. Nu avem ce să facem, dar... Ataete. Să fiu mai atent la Valira ăla. Da, ăla e singurul care poate să mă bată, că Chromie nu mișcă atât de bine încât să mă facă. Bravo, bravo, bravo. Dați pe el. Hai să spargem pe engine-ii. Papa, uite pe asta. Ce-a făcut mă aia? A crezut că e singur ăla și el. L-a văzut low HP și a sărit în reflex probabil pe el. Bine, bune, bună. Bun, pe ăsta l-am dat jos, hai mă duc jos acum. Să nu ajung la clădire, n-are sens să ne pușeze Spider Queen. E bine că avem Sylvanas. E foarte bună la defense, la mob, din punctul ăsta de vedere, mai ales pe harta asta e foarte bună. Mi se pare că chiar au lansat harta asta împreună cu eroul Sylvanas când a apăruse. Și era la modul, toată lumea lua Sylvanas. Bine, era mult mai OP înainte, erou l-au nerfat de atunci. Bun, am distrus queens-urile fără ca măcar să atingă o clădire. Băi, băi, stai, e acțiune aici. Ai, căcat, am rămas în spate. Aici am greșit. Am greșit rău. Bun, deci noi avem 33, iau 25. Bă, e ăla lângă voi! Valira. Nasul rău de tot, așa moare și Dahak acum. Oh, sau a făcut un kill. Fugi mă cu eu. I-a dat mind control. Deci joacă la mind control și nu joacă la silence, really?
Ok. Interesant. Na, mie personal nu-mi place ultima ta de mind control la Sylvanas. Da, Mercs. Mercs e o idee bună. Hai, mergem pe ăștia și putem să mergem și pe ăștia, da jos pe urmă. Pușăm și lane-ul ăla, să facem defense, mă rog. Hai, mai departe aici. A, sau pe boss, da. Și asta e o idee. Poate prinde și pe unul pe drum. Să-l poponărim. Cum ar fi asta aici? Nu ne-a prins. Au! Băi, mi-am dat ultimata de siguranță. Că mi-era că vine aia în inviz după mine. Un heal, un scut, ceva? Da, s-a dare. Că nu mai aș duce în bază încă. Dacă ai să vină aia în vis pe mine, m-a rupt, dar... Cred că e nevoie de mine pe aici. Trebuie să am grijă la Valyra. Dar nu o zăresc, ceea ce e bine. Hai să mă mai predă niște fise. Niște gems-uri, de fapt, nu sunt fise. Fise erau pe Blackheart Bay. Overwhelm these mercenaries. La boss nu-i nimeni. Și noi am fi avut destule pietre. Dar le-au predat ei. A, nu, le-am predat-o noi. Crezi că le-au predat ei. E perfect că o pușăm cu boss-ul și cu tot cu... Spider Queens. Sau Web Weavers, de fapt, că Spider Queen asta de vorbește. Comentatorul. În caz că m-ați văzut vreodată că dau așa în match-uri cu Vala, dau random în zidurile alea care de fapt nu te încurcă cu nimic, adică nu-ți dă nimica dacă le distrugi, îmi fac stack-uri de hatred. Eu la fiecare bucată, cu erou produc hatred și mărește attack speed-ul, mana regen, mai multe. Și atunci stack-urile alea expiră dacă nu mai lovesc și de-aia încerc să lovesc pe drum, mai lovesc câte un creep, mai ceva, încât... să-mi păstrez stack-urile cât mai mult. Băi, am dat cât am putut damage acolo. Hai că ăștia intră în bază, e perfect. Și aici la fel. Dă-i boss pe turnul ăla, rupel. Bine, mă, bravo, mă, bravo, băieți. Aici a rupt și turnurile de sus, au mai rămas astea de pe mid și jos, mă rog, e în decurs de a pica. Neutrali, aici, mercenari. Retreat și go there. Așa, mulțumesc că m-am ascultat. Uite, frate, aici oameni civilizați, nu face nimeni flame, se joacă bine cât de cât. Da. Mergem împreună, ne ajutăm astea. Deși avem, v-am zis, un setup destul de bizar din punctul meu de vedere. Da, iată că se poate.
cu orice setup de echipă. Aia au 44, au luat fix dacă au predat toți. Oh, e ăsta cu 41 pe el. Aha, am înțeles, e tancul vieții care refuză să moară. Bine, e și greu de omorât Johanna ăla. Mamă, cât damage. Oh, deci numai dând spell-uri random îmi iau damage. Back, 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 back. E prea riscant, suntem low HP toți. Poate să ducă să predea, că mai au 5 fise. Mai trebuie 2. Hai. Da, trebuie să pândim alea. Dai, 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 așa, perfect. Era aia cu două. Bine, acum au 16 oamenii. Deci poate să se ducă oricând, oriunde să predea. Ultima ta am dat-o pur și simplu să îi sperii. Da, nu s-au speriat. Da, trebuie să așteptăm să spawneze toți acum. Problema e că li se... Ei acum predau fise, gemuri. Și spawnează... Astea. Webweavers. Ia ăla invizibil pe aici, că l-am văzut. Uite-l. Frate, cât damage, băi, cât damage incredibil. Ce faci, mă? Bă, nebunul. Da, cred că dacă mă aruncam după ăla, îl făceam. Îl omoram, dar... Boa, riscam să mă omoare și... Chromie pe mine. Bă, trebuie să mergem jos neapărat. Ce-i acolo? Ia Zmodan cu... Atât singur, dar... Spawnează mult de aia. S-a dus Sylvanas, ok, ok, bine. Ăla poate să curețe tot scripia și pot să mă duc eu sus atunci. Oricum mai are mult HP ăla. Îl omoară clădirea până ajung. Bun. Neutrali? Bruiser camp astea? Bun, hai jos, hai sau pușăm. Tam, m-am ferit exact cu noi, am crezut că o dăm mai în față. Bă, sunt incredibili ăștia, frate. Deci dau spell-uri de la distanță. Uite și nu ne seacă. Noi trebuie să intrăm direct în ei.
Trebuie să dăm direct engage, că altfel n-am... Trebuie să rezolv bot, ok. Uite, spre exemplu, ăsta nu-mi pare rău dacă pierd meciul. Pentru că s-a jucat bine. Marșul s-a usat pe clădire. Și nu-mi spune că reușește. N-are cum. N-are cum să reușească. L-a omorât. Da, nu mi se pare inteligent ce a încercat el să facă acolo. Hai să predau astea 6 gemuri să scap de lucru, oricum nu mai are nimeni gem de la mine. Iar ei au 36. Perfect. Nu! Stunner-ul vieții. Uite, știu cât range are de acolo, deci de aici, de unde sunt pe engine, până aici la poarta a dat. Enorm, enorm range. WTF Silvanas. Bana, nu știa că sunt acolo toți, no. Ăștia tot pușează pe baza principală. ...47, gata, poate să dea Spider Queen de la... 50, au 50 de fise oamenii. Nașpa. Pink Tracer. Păi Tracer are treaba, hai să omorăm boss-ul acum. Exact cum am zis, omorăm boss-ul și până mergem toți pe clădirea principală. Mai are ceva. Dar cred că dacă suntem toți, îi obligăm la close range combat, s-ar putea să-i batem. Bun, îmi bag cu heal direct. Ca să știu o treabă. Ceaola. Ia, sau Silvanas jos. Băi, nu mai faceți mă tâmpenii de-astea. Și acum ce facem? Așteptăm să... Hai frate, mă lași! Futu-s fața aia de Valira. Asta-i mort aici. O să-l găsească Valira imediat. Și baza e neatinsă. Hm.
Nu, e frate, e prea... E prea nasoală situația. Da, luați-l. Băi, nu-l mai suport pe ăla. Deci de la full HP aproape eram. Mi-a dat stun, m-a ținut acolo până m-a bătut. Ups, ce-am apăsat? Am apăsat ceva și mi s-a minimalizat. Ah, hotkey-ul de la OBS pe gaming PC, care era instalat acum 1000 de ani. Da, mi l-a păstrat din cauza la Razer Cloud. Iată, s-a terminat. Păcat. Meritam să câștigăm meciul. Dar pe mine m-a scos ăla din sărite. Tot timpul mi-o dădea. Bam, stun, hâc, mort. Nu dădeam damage, nu făceam nimica. Da, bun. Păi cam atâta pentru astăzi și cu Hotsu. Sper că v-a plăcut meciul. Nu uitați să lăsați like dacă vă place Heroes of the Storm și vreți și mai multe episoade. Și subscribe pentru și mai multe videouri. Eu am fost Dimor. Bye, bye!